Ca să ai parte de școală în România, trebuie să treci prin săli friguroase, prin lipsa laboratoarelor sau a sălilor de sport care îngreunează enorm dorința de a studia. Însă, atunci când cei mari le întind mâini celor mici, cărțile se deschid și mai ușor. Ajungem astăzi în județele Suceava și Harghita, unde două școli, dintre care una veche de peste 120 de ani, au fost renovate din temelii doar 6 luni de către cei de la Buckland. Copiii n-aveau nimic, nici căldură, nici băi în interior. Cuvântul de ordine este vechi. În momentul de față, iată, se observă alt mobilier, alți pereți, alt material didactic. An la rând, preșcolarii din Bilca au fost nevoiți să deschidă abecedarele cu mănușile pe mâini iarna, pentru că în săli era un frig de crăpau pietrele. Toaletele din curtea școlii erau un pericol permanent pentru cei mici și de multe ori evitau să le folosească. Lipsea cam tot, de la bănci confortabile, table și nici ușile de la clase nu se închideau cum trebuie. E o schimbare majoră, ca el în cer la pământ, să spunem. Toaleta era afară, apă caldă nu era, apă... Aveam un bidonaș, ne spălam mâinile la un bidonaș, ne s-a alimentat cu o găleată. La mele se supără când e vacanță și nu sunt la grădiniță, că e frumos, îi place, se trag. Și învățătorii și arătau de multe ori neputința. Ne bucurăm că avem un videoproiector în clasă care ne ajută să proiectăm manualele digitale pe tablă. Cu ani în urmă era o școală veche cu ferestre de lemn. Acum cu condiții frumoase, cu geamuri termopan, cu încălzire centrale. Este o schimbare radicală în ceea ce privește sălile de clasă, toate celelalte lucruri care s-au schimbat în bine. Cei de la Buckland le-au asigurat elevilor de aici dotări de ultimă generație, băi adaptate pentru cei mici, instalații de căldură moderne, dar și laptopuri. Ne-am uitat la scufița roșie. V-ați uitat la scufița roșie? Unde v-ați uitat la scufița roșie? Aici. Pe laptop? Da. Ți-a povestit mami cum era școala înainte? Da. Și cum a spus mami că era școala înainte? Era... veche? Da. Cum e acum școala? E foarte frumoasă și are o mulțime de jucării noi. Este o școală cu valoare istorică. Această clădire, care o consider eu o adevărată bijuterie, a fost construită în 1905. Se vede din exterior stilul arhitectural austriac. Având această oportunitate, v-am spus, cu Fundația Buckland România, bineînțeles că a fost pentru mine o onoare și o plăcere deosebită să lucrez cu acești oameni. Am încercat pe cât posibil să salvăm și din băncuțele vechi care au fost de 40-50 de ani, ușa de la intrare care de acolo se vede de la începutul școlii de peste 120 de ani. Bucurie și pentru aproape 100 de copii care învață la școala primară din Moglănești, Toplița. Școala lor a fost renovată de la zero. În ceea ce privește clădirea, dacă vorbim de interior, au fost renovate sălile de clasă, de la parchet zugrăvit, chiar și mobilier, în exterior termoizolare și pavaj. O clădire nouă pentru centrală. Asociația Buckland și Prima TV caută următoarea școală din mediul rural din județul Ilfov, care să fie renovată și dotată. Campania este disponibilă atât pe buckland.ro, cât și pe primatv.ro.